Bună ziua, stimați reprezentanți Maspedia. După cum am anunțat și ieri, am solicitat ca doamna președinte să vie pentru consultări cu fracțiunea în incinta Parlamentului. Lucru absolut normal pentru o țară parlamentară. După cum vedem, acest lucru nu a avut loc. Mă rog, fie așa, a fost planificată. Probabil doamna președinte consideră că trebuie să vină în Parlament doar pentru declarații care durează mai mult de 40 de minute și sunt pe locuri sterile. Regretăm faptul că doamna președinte nu s-a prezentat la fracțiune să discutăm pe candidaturile care dumneavoastră preconizează să le înainteze în calitate de prim-ministru și probabil cu acest act, la acest moment, această acțiune politică s-a finalizat. Vă rog întrebări. Mai s-a semnat deja decretul prin care a propus-o pe Natalia Gavriliță la funcția de prim-ministru. Ați văzut decretul deja semnat, da? Da, dumneavoastră a anunțat și pe pagina ei pe Facebook. Probabil o să fie publicat. Să vedem. Ce părere aveți despre candidatura doamnei Natalia Gavriliță la această funcție? Indiferent ce candidat nu va fi, inclusiv și Natalia Gavriliță, care a avut deja două tentative și în cadrul cărora nu a acumulat niciun vot măcar de la deputații ei, noi suntem într-o opoziție care va critica ferm și dur această guvernare și va taxa toate greșelile. Veți susține sau nu această candidatură? Evident că nu. Blocul electoral al comuniștilor și socialiștilor va contesta la Curtea Constituțională? O să vedem. Poate în ceasul 12-lea colegilor le va veni mintea la cap și vor putea să conștientizeze că 9 la 3 face 3. Păi, sau 12 la 3 face 4. Probabil că suntem cu măcar cu acest calcul suntem cu toții de acord. Adică să aveți și este regretabil că guvernarea începe cu stânga, ca de obicei. Adică să aveți 4 membri în biroul permanent, da? Noi nu vrem mai mult decât ceea ce ni se cuvine. După cum s-a declarat, conform legii. Deci urmăm conform legii. Și bunul simț, dacă să vorbim așa. Mulțumesc. Cu plăcere. O zi bună la toți. La revedere. La revedere.